Băieți și fete, bine ați venit la Nu alege casa greșită în Minecraft. În clipul de astăzi avem casa lui Dracula, casa lui Frankenstein, casa FNAF, casa lui Ice Cream Rod și casa lui Mr. Mitch și trebuie să o alegem pe cea corectă. Rămâi până la final să vezi dacă am făcut decizia bună. Băieți și fete, bine ați venit la un nou episod din Nu alege casa greșită pe Minecraft. Ei bine, fraților, chiar acum mă aflu pe o hartă pe care am primit-o de la un abonat, unde, după cum vedeți, boys, în fața noastră avem 5 case și este o premieră la mine pe canal. Pentru prima dată, boys, avem casa lui Dracula și casa lui Frankenstein. Sunt foarte, foarte curios să văd ce se află în aceste case și totodată cum arată vampirul Dracula, contele Dracula și Frankenstein în Minecraft, boys, pentru că până acum nu i-am mai văzut deloc. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, pentru că n-am mai postat de vreo săptămână această serie de Nu alege casa greșită în Minecraft și dacă facem multe like-uri o să postăm mai des. Deci, boi, să vă prezint așa foarte, foarte rapid casele. Avem casa lui Dracula, casa lui Frankenstein, casa FNAF, casa lui Ice Cream Rod și casa lui Mr. Meat. 5 case și sunt, bă, sunt super, super curios să vedem ce se află aici. Eu zic, boys, să nu mai pierdem timpul și haideți să începem să ne jucăm această hartă. Bun. Deci aici, boys, după cum vedeți, avem un chest de full diamond, 5 golden apple enchantate, probabil câte un golden apple pentru fiecare casă, 16 tase de mâncare și o carte cu salut Marius. Avem acolo un lever, însă nu vreau să mă uit la el până nu citesc cartea, pentru că după cum știți, în această carte, boys, ni se va prezenta povestea hărții. Salut Marius, aceasta este prima hartă pe care o fac pentru tine, sper să-ți placă. Bun, boys, deci da, foarte, foarte mișto. Aceasta este prima hartă pe care o face acest abonat pentru mine, să vedem dacă ne place sau nu. În fața ta se află 5 case din Minecraft, în ele se află creaturi pe care nu le-am mai văzut până acum: Dracula, Frankenstein, Freddy din FNAF, Ice Cream Rod, Mr. Meat și altele. Bune. Scopul tău este să ajungi în ultima casă, adică în casa lui Mr. Meat. Dar ce în casa lui Mr. Meat? Opa, boys, casa lui Mr. Meat e blocată, man. După cum vedeți, nu, la geamuri acolo nu se poate vedea ce e înăuntru. Am înțeles, ok, ok. Deci, da, e puțin mister la mijloc. Acolo vei câștiga harta și vei primi recompensa. Deci eu trebuie să ajung în casa aia, ok. Ai încest cheia pentru casa lui Dracula și vreau să zic că te așteaptă o aventură pe cinste. Succes și abonați să nu uite de like. Ok, boys, deci asta este cheia de la casa lui Dracula. Aha, am înțeles, deci încep din casa lui Dracula și trebuie să ajung până la casa lui Mr. Meat, unde voi primi recompensa și voi termina harta. Însă nu știu ce e acolo, voi urmează să aflăm. Bun. Haideți, frații mei, pentru prima dată la mine pe canal, să-l vedem pe Dracula, să vedem dacă într-adevăr există sau nu. Bun, hai să intrăm în această casă. Bun. Mamă, bro, hopa, e cineva acolo, man, ok. Mamă, casa arată super, super ciudat. Avem acolo un șemineu sau care-i treaba și avem acolo să mergem la etaj. Însă avem aici o persoană și un chest. Ce faci aici? Hai să citim, să citim această carte. Omule, ce cauți aici? Nu ai auzit vestea? Pleacă cât mai poți. Ce veste? După atâta timp, Dracula s-a trezit din sicriu și a prins viață. Nu-ți recomand să mergi în camera lui. Dacă te vede puțin neatent, va sări la gâtul tău și îți va suge sângele. Da, boys, că Dracula e vampir și teoretic vampirii asta fac, gen, te mușcă de gât și suc sângele. Deci Dracula e treaz. Am înțeles, boys, avem aici cheia de la camera lui, bro. Deci aici sus, mi-a stat să bag un golden apple. Aici sus se află camera lui. A, asta e camera lui, am înțeles. Aha, bun. Hai să vedem, boys, deci nu vreau să-mi iau jumpscare. Uitați-vă acolo, boys. E un sicriu deschis. Deci de acolo, hopa. Frații mei, cred că ăla e Dracula. Asta o să vreau să deschid puțin. Mamă, bro, ok, ok, uitați-vă la el. Închide ușa, închide ușa, frățiorul. Uitați-vă la el, bro. Deci a ieșit din sicriu, mamă, deci trebuie să-l bat neapărat pe ăsta. Hai să vedem. Ia că am intrat în cameră, bro, ok. Mamă, uitați-vă la el, bă, uitați-vă cât de nașpe, bă, bă, frățiorul, o să mă bace, ok. Trebuie să mă bat cu el, mamă, ok, bun. Ok, cred că-l bat, boy, super rapid. Mamă, stai, că am dat pe lângă, uai, dar stai. Deci, bă, voi ați observat, fiți atenți, dacă-l închid. Deci, fiți atenți, dacă-l închid și las așa. Nu, credeam că o să se ducă. Deci tot se uită prin perete la acest villager. Vrea să-l omoare.
Nu, bă, hai, trebuie să-l, hai, te dovedesc cu sabia asta, te-am dovedit. Așa, bun. Let's go, hop, avem o carte, ba nu. Deci mi-a dat pumpkin seeds, bun. L-am omorât pe Dracula, frații mei. Mamai, să vedem ce avem aici. Leverul pentru casa lui Frankenstein. Bun, boys. Deci am reușit să-l omorâm pe Dracula. Am înțeles, bun. Acum și tu, frățiorul, ai putea să ieși, adică dacă spar chestul ăsta, gen, poți să-ți dau libertatea, gen, că poți să pleci de aici, frățiorul. Ia. A, da, ok, deci, boys, cred că el poate să plece. Ok, bun, frățiorul, deci știam, nu știu dacă trebuia să le eliberez sau ceva de genul, să-mi e milă de villagerul, așa că o să las acolo. Deci asta a fost casa lui Dracula, oamenii mei, și am reușit să ieșim cu, bă, cu brio din ea. Haideți să mergem în următoarea casă, care este a lui Frankenstein. Vreau să văd și eu dacă filmez chestia asta, pentru că vreau să filmez totul. Hai să vedem, let's go, să deschidem casa lui Frankenstein. Mamă, bro, deci aici sunt foarte mulți oameni morți, fărnesuri. Avem aici un chest cu o carte unde scrie blocat. Frankenstein este blocat în laboratorul său. Încearcă să-l salvezi, dar nu garantează nimeni că nu vei fi atacat. A, ăsta e laboratorul Frankenstein, gen. Uitați-l, boys, mamă, cum sare! Bro, cred, dar deci mie nu vine să cred că eu văd personajele astea pe bune în Minecraft. Cât de mișto. Uitați-l acolo. Și aici avem cheia de la cabinetul lui Frankenstein. Frățiorul, te eliberez. Bă, deci fine, dacă le eliberez. A zis că nu garantează nimeni că voi fi atacat. Adică s-ar putea să fiu atacat, dar sunt șanse să mă și lase în pace, nu? Așa că, bă, frățiorul, gata, Frankenstein. Frățiorul, hai, da, ieși afară, hai. Ieși afară din... A, trebuie să mai sparg aici ceva. S-a spus că spar și blocul ăsta. Bă, eu vreau să le eliberez din ăsta lui, știi ce zic. Adică n-am nimic personal cu el. Hai, frățiorul, gata, gata, ești eliberat. Let's go, boys, am reușit să-l eliberăm pe Frank. Opa! Bro, alo, alo, băi, te-am eliberat, bro, ce dai așa? Băi, șmecher, ia stai, boys, să-l... Așa, Frank, ești, te-ai n-auzi la el. Adică, mi-a zis să cum să fiu atacat, dar lasă-mă în pace. Bun, boys, să vedem ce avem în laboratorul ăsta. Avem cheia de la casa FNAF, adică de la următoarea casă. Bă, deci Frankenstein ăsta, boys, bă. Eu credeam că o să mă lase în pace, dar, boys, deci, având în vedere că am trecut de așa două personaje, sunt foarte, foarte curios și mă așa stărnește curiozitatea ce se află în casa lui Mr. Mitchie, de ce sunt acoperite geamurile. Așa că hai să mergem, fraților, în casa FNAF. Deja se aud păpușile. Mamă, uitați-vă acolo, mamă, nu știu cât se întors să-mi bag un Golden Apple. Vreau să merg neapărat în casa FNAF. Let's go, hai să vedem. Mamă, bro, ce e aici? Uitați-vă la ăștia. Trebuie să-i bani neapărat. Mamă, ok. Vin toți pe mine, boys. Nu m-aș sta la chestia asta. Trebuie neapărat să-i bani pe toți. Mamă, lăsați-mă în pace. Ok, boys, deci. Bă, dar mai mor, bro. Cât trebuie să dau nebun, unul mort. Hai, lasă-mă. Hai, lasă-mă, frățiorul. Al doilea mort. Hai, și al treilea mort. Al patrulea mort. Și al cincelea mort, let's go. Am reușit, băieți și fete, să omorăm toate păpușe din FNAF. Și aici acest ăsta, bănuiesc că se află pe o carte. Nu credeam, hai să vedem. Nu credeam că o să reușesc să bați toate păpușele din FNAF. Sau le-ai bătut pe toate? Adică mai sunt? Sau care, la ce vrea să se referă? Și aici avem cheia de la casa lui Ice Cream Rod. Hai să mergem aici, boi, și după casa lui Ice Cream Rod o să intrăm în sfârșit în casa lui Mr. Meat. Sunt chiar foarte, foarte curios, boys, ce se află acolo și până la urmă ce recompensă am, pentru că trebuie să avem o recompensă. Hai să vedem. Hai să deschidem casa lui Ice Cream Rod, să vedem și înăuntru. Mă, sunt ăștia, boi, și trebuie să-i bat. Și bănesc că acestul ăla se află cheia de la casa lui Mr. Meat. Hai să vedem, mă, trebuie să sparg asta. Hai, mă. Hai, mă, șmecher, hai, lasă-mă în pace. Mamă, boys, deci ăștia dacă mă ating foarte, foarte rapid, mamă, uite-te-le, că vin toți. Dacă mă ating foarte rapid, o să mi se dea un zoom, gen așa, dar uite că nu mi se dă zoom-ul. Hai, mă, muriți odată. Mamă, bă, da, mi se dă, vedeți, băi, mi se dă un zoom de ăsta și nu am efectiv ce să fac. Hai, mă, lăsați-mă în pace. Lasă-mă, frățiorul, în pace. Mamă, uite cum vin toți. Mamă, bro, let's go. Mamă, boys. Hai să vedem, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace! Hai să vedem! Lasă-mă! Bun, boys! I-am omorât pe toți! Asta mort și mai avem pe asta și după vom intra în casa lui Mr. Mitchie. Chiar sunt foarte, foarte curios. Lasă-mă în pace. Bun, am reușit, boys, să-i eliminăm pe toți. Hai să mergem, boys, acum în casa lui Mr. Mitchie ca să vedem care-i treaba.
Let's go în casa lui Ice Cream Road. Bănesc că în chestul ăla o să găsesc cheia de la casa lui Mr. Meat. Bun, și haideți voi într-un final să intrăm în casa lui Mr. Meat ca să vedem ce se ascunde acolo și până la urmă ce recompensă vom primi dacă reușim să terminăm harta și nu suntem omorâți de Mr. Meat. Și fraților, înainte să intrăm în casa lui Mr. Meat, vreau să vă întreb și toată lumea vreau să scrie în momentul de față la comentarii ce recompensă credeți că o să primesc după ce, bă, dacă reușiți gen să-l bați și pe Mr. Meat, ce recompensă credeți că o să primesc? Eu cred, având în vedere că bă, e destul de mult așa, destul de mult suspans, că o să fie o recompensă pe care n-am mai văzut-o până acum în Minecraft. Sper să nu fiu dezamăgit sau ceva de genul, însă tare am impresia că asta o să fie. Hai să vedem. O să deschidem casa lui Mr. Meat. Vine aici, frățiu, trebuie să spargem asta. Ia, uite-i pe toți cum vin. Ha, mă, șmecherilor, să vă văd. Ia, veniți, mă, și dați-mi recompensa aia. Unde ești, mă, mamă? Ok, băi, stai puțin, că n-a fost o tactică care așa de bună să mă bag cu toți. Așa că o să stăm așa puțin pe dreapta, dacă înțelegi ce vreau să zic. Mă, lasă-mă în pace, șmechere, lasă-mă în pace. Mamă, bun, trebuie să-i omorâm pe toți. Sau, boys, pot să mă... V-am zis că pot să mă duc într-o casă. Mă, i-am murit, bro, odată. Mă, bro, odată. Bă, dar de ce mai merge să dau în ei? Eu așa mort? Uite, eu nu stau ce să dau, dar nu merge. Mamă, bro, sunt la jumătate de viață. Bun, am reușit să-i bat pe toți, boys, să s-am rămas la jumătate de viață. Hai să vedem ce recompensă avem. Sper că... Eram sigur că mai e încă unul uitat aici. Mă, puteam să pariez. Mă, ia, vine aici, șmechere. Ia, vino aici. Dă-i aici, dă-o cu Marius Iancu dacă poți. Unde ești, mă? Dă-i. Ok, boys, mai am patru inimi, ok. Ok, boys, am reușit să-i batem pe toți într-un final. Și acum, man, am ajuns la momentul pe care l-a așteptat toată lumea. Mai exact la chestul cu recompensă. Hai să vedem ce recompensă am primit pentru, bă, pentru aventura pe care am trăit-o. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Ok, ce chestia din mijloc? Bro! Eu nu cred! PlayStation... Nu. Frații mei, e un PlayStation 5! Ha, ce cât de tare! Deci nu mă aștept la chestia asta. Inițial am deschis chestul, am văzut că sunt numai de astea de goșe. Mi-a dat Tower Gold ăsta. Bă, și în mijloc aveam un PlayStation 5. Uitați-vă, fraților, oficial am primit un PlayStation 5, man, pentru că m-am bătut cu atâția monștri. Eu zic, boys, că a fost o... recompensă pe ciste și o aventură pe ciste. E bine, băi și fete, dacă vă plăcut acest episod, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul noi la mine pe canal. Vă urez o zi minunată și baftă la școală. V-am pa pe toți, aveți grijă de voi, pa, pa.